Pornește într-o călătorie culinară alături de Lidl și șefi fără limite. Lidl, meriți să fii surprins. Ceva de spus, dacă se poate? Sigur! Pare rău. Vă iubesc din tot sufletul și sper să mă iertați. Ce vrei să faci? Sau dar nu te arunci de aici, sau ce-ai pățit? Am rămas prost în clipa în care s-a ridicat așa sushi de acolo, cu mâna sus și voce tare. Aș dori să mă ofer voluntar să plec acasă. Ce, mă? Să te oferi voluntar să pleci acasă? Alea, doamne! Ce este asta? Că asta nu e normal la cap. Cum? Adică toată lumea luptă și plânge să rămână și ne dorim cu toții să fim aici și tu vrei să pleci acasă. De ce, Vlad, vrei să faci asta? Nu, și cât alții cât au vrut să vină aici. Eu sunt pro-argumentare. Acum principiile mele. Așa. Nu știu dacă toată lumea le-a înțeles. Ideea e că prietenul meu cel mai bun, da, are nuntă acum. Și așa, eu nu m-am așteptat efectiv să ajung atât de departe și am fost sigur că o să ajung la nuntă. Ce? What the f***? Băi, băiete, ce ai luat ăla? Mă, ce dracu? Ai mâncat salvie de la ăștia de pe câmp? Pentru mine, banii sunt mult mai important decât un om. Și el nu mă va ierta niciodată. Dacă eu... Invers, ai vrut să spui? Ce a zis. Omul este mai important... Oamenii tot timpul vor fi pe primul loc pentru mine. Ok, bine, dar hai să-ți explic ceva. Aici, la concursul nostru, nu este vorba doar de bani. Este vorba de o experiență a ta personală. Este vorba de ceva eu ce înțeleg, faci dar... pentru tine, de viitorul tău. Păi au fost atâția, mă, frate. Păi atâția care au vrut să vină. Toți. Ar fi vrut să fie în locul lui. Adică, tu nu știi când pleci de acasă ce vrei de la viață? Că nu te așteptai să ajungi atât de departe, mi se pare deplasat. De ce mai vii? Ce cauți aici dacă scopul nu-i finala? Prietenul meu are nevoie cu adevărat de mine. Eu am... Auzi, mă, dacă o să ai tu nevoie de tine, ce o să faci, mă? Nu tu în momentul nebun. În care o să ajungi într-o situație în care ai nevoie tu de tine și să te gândești tu la tine, pentru că tu ai venit aici pentru tine, pentru fata ta de acasă, pentru familia ta de acasă, ai venit pentru tine. Are și sora mea nuntă, dar ea mi-a zis să stau aici, să nu vin la nuntă, că nu-i nevoie de mine. Eu m-am descoperit pe mine aici. Și îți place de știu, tine? Da, îmi place, mă iubesc. Și vrei iubesc. Să pleci acasă? Da, mă iubesc mai mult decât ori. Ok, și vrei să pleci acasă? Și chiar îmi doresc să mă duc acasă. O iar așa. În etapa 4-a mă simt deja câștigător. Cred că cea mai mare limita mea era, de fapt, să mă accept pe mine însumi și să depășesc frica asta de public, frica de a nu mă face de râs în public. Și oamenii din spatele tău ce crezi că gândesc acum? Sunt șocați. Cred că sunt șocați, cred că sunt supărați pe mine. Să realizez că s-au chinuit ei să rămână în club în continuare? Ceva? La mine sora mea a avut nunta pe 18. Eu înțeleg, dar... Și e soră. Și ea m-a înțeles pe mine că e mai important. Bine, e alegerea ta, e libertatea ta. Evident. E alegerea ta. Vlad, aruncă acum de aici. Sincer, este strict părerea lor. Ei nu înțeleg ce e aici. Ei nu înțeleg ce e în sufletul meu. Băi, cum dracu? Nu părea că nu l-am înțeles. Noi nu l-am înțeles. Nici măcar nu ne-a zis. Noi suntem... Noi am aflat acum. Dar ce să ne înțelegem? Ce să înțelegem noi dacă el n-a venit, n-a discutat cu noi, a ieșit ca nebunul, ca circa pe mijlocul scenei, pe mijlocul bucătăriei și a zis că voia să pleci. Pentru mine contează mult mai mult oamenii de acasă. Chiar nu m-am așteptat, n-am avut destul încredere în mine să îmi dau seama că eu chiar pot ajunge în finală. Cum a vorbit cu prietenul lui de la presa? Da, așa tare că noi nu avem telefoane. El a avut telefonul. Da, chiar bine, bine. Nu, măi, fața ei își dă seama că e praf și ce a zis? Lasă, plec acum să facă impresii artistice și... Noi nu avem telefoanele, cum o fi vorbit? Plat. Oamenii, bun, spre deosebire să de animale... Să ne organizăm un pic. O secundă. Lasă-mă, lasă-mă, văd, Cătăline. Cătăline. Hai, mă, de ce? Au fost o grămadă care există au vrut să vină. O singură șansă. Dacă Florin, șeful echipei din care faci tu parte, a câștigat Jokerul, atunci el poate să hotărască să o salveze pe Daniela pentru echipa lui. Și tu poți pleca acasă. Pentru că nu ar fi corect să-ți rănești șeful și echipa din cauza situației cu prietenul tău. Nu înțeleg, prietenul meu are nuntă și dacă eu nu ajung la nuntă, nu mai vorbește cu mine. Nu mai vorbi trei generații, lasă-mă dracu, aici este locul meu. Bă, hai mă, pe bune, deci mi se pare o chestie. Băi, trece aici, doamne, iartă-mă. Suntem echipă. Cred că a jucat teatru toată perioada aceasta. Păi n-ai cum, ieri dansa la hotel când am avut masa într-un picior, n-a zis nimic de nuntă și deodată l-a afectat prietenia, nunta.
serios? Păcate. Cine nu-și dorește să fie aici cu noi? Să ajungă în etapa 4 fără să ajungă la, la individual? Păi l-am târât atâtea etape în spate, să fim serioși. Prima etapă n-a intrat, a doua a fost pedepsit de șef, a treia și-a tăiat degetul și-a ras unghiile. Despre ce vorbim? Și acum pleacă ca un laș de la și ne lasă ca fraiere? Ei ar rămâne în 5, ceea ce le creează un dezavantaj. Bă, cele care ne-au ajuns la eliminare odată! Bă, odată n-am ajuns la eliminare, bă! Du-te, dragule, acasă. Acum aici stai. Aici stai. Tu. Nunta durează 12 ore. Tu ești nebun. Îi vezi pozele și filmarea. Vlad, Vlad, Vlad. Sushi. Prietenul tău, dacă ți-e prieten, va înțelege da. Și exact. Te-ar îndruma să rămâi aici. Păi bă, frate, prietenul ăla nu ți-e prieten dacă vrea să te duci la nuntă și s-ar supăra. Mie nu mi se pare un motiv suficient de puternic cât să vrei să pleci. O să regreți ce ai. Chiar te bat. Vreau să-l mă duc să-i dau două palme. Adică de ce? Când arăți că te-ai ridicat puțin și ai trecut peste fazele alea de c***at pe care le faci și ești pe drumul cel bun, tu vrei să pleci. De ce? Lasă-mă să duc acasă. Haideți să vedem cine a câștigat jokerul. Dane, haide, că n-are sens, pierdem timpul. Vlad, la mine sora a înțeles, e soră. Păi, vă chiniți degeaba. Asta e spus și eu. Ce sens are să pierdem timpul? Dumitrescule, oamenii spre deosebire de animale au discernământ. Da, mă, nu, eu... Deci hotărăți singur soarta. El a zis de data trecută că... Da, mă, ce-ai zis? Nu să se ducă tare. Eu mă bucur că nu e la mine în echipă. Dacă era la mine în echipă și îmi zicea așa, zic, stai, nu pleca, stai aici, nu te mișca, 5 minute, eu ți-aduc valiza. Și îți plătești biletul de avion. Fugi! Scuze, scuze, scuze. De ce să ce? Ce scuze? Iar scuze, măi, ți-am gândit la tine, mai gândi la alții. Nu te mai gândi la alții, gândești la tine. Ce nerogi, bro, frumos? Ce, ce să nerogi, frumos? Iar nerogi? Să-mi respectați decizia. Care decizie? Nici eu nu ți-o aveți. Nici eu. Doamne ferește, n-aveam drame. Dragilor, văd că sunteți foarte agitați. Păi da, pentru că văd și noi că suntem o echipă cu tine. Aveți foarte multe de discutat și de pus la punct. Tu așa nu-ți dovedești ție că ești puternic. Am să vă spun repede care este jokerul ca să vedem ce putem face mai departe. Deci încă o dată, dacă e jokerul acolo cu numele meu, înseamnă că poți să iau pe Daniela? Tu poți salva pe Daniela și Vlad poate merge acasă. Am înțeles. Hai că mai ai șanse, frate. Hai că mai ai o șansă. Da, mai vreau oaie. Înăuntru meu sunt în drum spre casă, și în minte și în suflet. Dar totuși, luminița de la capătul tunelului licăre. Scrie Dumitrescu acolo. Scrie Dumitrescu. Zici tu? Da, da. Băi, deci în momentul ăsta îmi doresc foarte mult să scrie Dumitrescu, să scrie Florin Dumitrescu pe acel bilet. Hai să vedem ce se întâmplă. Sper să regrezi toată viața, Vlad. Poate că da, poate că nu. Păi tu acuzi bajoc și de noi. Exact. Îmi pare rău de voi. Dar nu-ți pare rău de noi. Îți bajoc de noi. Cum? Faptul că a plecat, așa, ca și cum n-am fi însemnat nimic. Și nu ne-a spus nimic, asta și nu ne-a spus nimic. Nu se asta face ce înseamnă? Că el n-a făcut parte din familia asta niciodată. Că falsitatea nu? Este la cele mai înalte cote. Asta mă deranjează pe mine. Cei din echipa mea consideră cu toții că sunt nebun. Dar asta pentru că nu au vrut să mă accepte așa cum sunt. Adică unii au crezut că sunt falsi, unii au crezut că sunt egoist, unii au crezut că sunt naiv, dar eu cred că sunt echilibru, de fapt. Șef, el se schimbă de la minut la minut. Jacob, asta. Te gândești că mâine iar te răzgândești? Că tu te răzgândești o oră? Noi vom putea fi prietenii tăi? Adică știu, ce legătură? Sunteți prietenii mei. Mamă, frate. Suntem în punctul culminant al etapei din Serres. Emoțiile sunt mari. Rămâne de văzut ce șef a câștigat jokerul și care va fi soarta Danielei. Am tras atâta ca să mai e Florin. Florin. Jacob asta. V-am zis? Ai gura aurită. Pe ieri v-am zis. Ai gura aurită. Dar a fost bun al tău, da, aplauze, cei. Felicitări, Florin! Mă bucur maxim! Foarte bun. Bun. Ce mă, că tu n-ai făcut niciodată un risotto în astăzi? Știe toată lumea că faci un risotto foarte bun, Florin. S-a gata, a făcut, ok. Calispera! Ai cucerit-o pe doamna Stella. Florin, s-a gata. Meta. Nu te gândești că mâine iar te răzgândești? Că tu te răzgândești o oră? Noi vom putea fi prietenii tăi?
Adică și ce sunteți prietenii mei? Păi nu, nu suntem. Păi ne lași, uite, ne lași în rahat. Ne lași în aer. Ne lași în rahat pe noi. Nici nu înseamnă prietenul. Dar nu înseamnă echipă, înseamnă că n-ai fost cu noi niciodată. Am înțeles. Mult să rămână. Da, 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 știu. Vreau să spun ceva, n-ai pierdut un om, astăzi câștigi unul. Păi sincer, eu cred că până acum ai avut 5 lei. Eu zic că de acum încolo o să ai 6. Hai să vă explic ceva. Să te păcălește? Nu. Ce spun, mă? Voința omului este mai importantă decât orice altceva. Știți foarte bine că de două etape avem problema asta cu Vlad. Sunteți conștienți de treaba asta? Șef, el se schimbă de la minut la minut. Nu am eu răbdarea asta și crede-mă... Păi noi am dus de 4 etape, ducem răbdarea Mariana, asta, ce spun? Nu pot să-l oblig să stea aici. Omul are alte probleme. Eu bat pariu cu oricine, mă scuzați, bat pariu cu oricine, peste două ore regretă și vrea înapoi. Nu mai am ce să-i mai fac. A sărit odată la mine, a vrut să se arunce înapoi, a treia oare gata. Ești liber să pleci, omul. Mulțumesc mult de tot. Vlad, îți mulțumim mult. Ești liber să pleci. Mulțumesc mult. Ferească-mă Dumnezeu. Mamă, frate, de cât, băi, cât lucrăm noi să stăm aici și tu pleci acasă, măi? Îți dai seama astăzi cât am stat, cât ne-am stresat? Păi trebuia să vină el, mă, aici, mă, să gătească și să facă o p***. Nu facă nimic, să plece direct. Eu nu o să dau mâna cu tine. Nu vreau. Bă, ai grijă de tine ăsta, amic. Casa de piatră, prietenului tău, ce să zic? Bravo. Ai grijă de tine. Da, știu, du-te, mă. Cum să pleci, mă, să-i... Da. Nota 4, stai jos. Câți ani ai? 29. Un pic cam prea mult. Bă, tot eu la 28 ani eram, mă rog, și însurat, și cu copil, și cu... Adică știam ce trebuie să fac în viața asta. Se pare că el încă copilărește. Eu cred că doza lui de s-a terminat și că vrea să plece acasă. Chiar nu vreau să par mândru, tot timpul am încercat să par modest, dar cred că aș fi putut, într-adevăr, să câștig acest concurs. Nu, m-am uitat, acum să fim sincer, cam la toată lumea, aș fi avut câțiva adversari. Sunt perfect cu. Doamne ferește! În mărinimia lui, uite, ne lasă șansa Mulțumim! Da. El are nevoie de oameni. Vlad, pentru că dacă avea nevoie, apropo, dacă avea nevoie de oameni, era aici. Că a spus, el pune omul pe primul loc. Păi băi, tâmpitule, ce ești? Tu nu te gândești că ea rămân în cinci dacă nu exista posibilitatea să ne o aducă pe Dana la noi în echipă? Daniela, bine ai venit! Da, mă, bravo! Felicitări, mă. Daniela! Bravo, să văd ce forță! Andra, pe spune, pe aici. Danelo! Danelo. Da, noroc pe tine, Oaie! Nu cred! Eu nu cred! Din Oaie se pare că m-am transformat în pisică. Daniela, ești pisica cu 9 vieți, ești fără limite, dar cuvântul meu de onoare. 2 vieți au dus, mai am 7, slavă Domnului, etapele mai sunt 6. Eu nu știu dacă râd sau plâng, dar am ochii plini de lacrimi. În plus, mai e un șef în echipa căruia n-am fost. Încep să cred că este de datoria mea să trec și pe la echipa MOV. Bravo, bravo, Daniela. Îți mulțumim, Florin, pentru această hotărâre. Aici antrenăm și ei. Este foarte important ca oamenii care își doresc cu adevărat să rămână, să fie alături de noi. Daniela, toată săptămâna a fost oaia neagră și s-a achitat fără greșeală de toate sarcinile. N-ai pierdut un om, ai câștigat un om. Da, crede-mă. Asta crezi și eu. Plus de asta, dai unui om o șansă. În locul altuia care și-a bătut joc de șansă. Daniela, bine ai venit. Bine ai venit în echipă. Daniela, ești pe verde îmbrăcată, trebuie albastru, gata, hai, dezbrăcarea, reechiparea, că avem treabă. Ne așteaptă o nouă etapă împreună. Eu cred că acum, cu sosirea Danielei în echipa albastră, o să fie show de show. Și abia aștept să văd ce se va întâmpla. Pe de altă parte, mă simt ușurată că Daniela nu mai e în echipă cu noi. Tot mea o să fac săptămâna asta? Nu mai ești oaia neagră. Tocmai am spus că te-ai achitat. Mulțumesc. Și trebuie să înțelegeți cât de bine ați găti de fiecare dată, una este mai puțin bună decât celălalt. Indiferent ce am face. Una peste alta, la revedere, Vlad. Unde mergem? Unde plecăm? Ai urmărit Șef Fără Limite. Călătoria culinară continuă și în ediția viitoare, alături de Lidl, meriți să fii surprins.